Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Iurie Dobac, de 60 de ani, din Bădiceni, Soroca, își amintește cum într-o noapte de vară un consătean a dat buzna în curtea lui. Așa o dar, când e așa încurget sijli pe mine, că eu nu vedeam, așa sunt și buhnire în mine, că eu nu vedeam nimic. Și am chicat în genunchi aici, așa nu mă putem scula și el așa tare mă ucis. Bărbatul spune că acest atac al vecinului i-a afectat grav sănătatea și nici măcar nu mai poate munci. Ce buriene am acolo, că ăsta ne duce apă, băiatul ăstea. Deci l-am ajut, băieți, pot face și un caldar de apă, pot duce. Dar eu așa eram de boli. Cel care l-ar fi agresat pe Iurie este un consilier local. Cei doi sunt vecini. Vă spun că astea, dacă să se duce, ne trăim bine, nu ne-a sfădit vreo nică. Bărbatul afirmă că vecinul său a necăjit mai multă lume din sat și se teme că și de această dată agresorul ar putea scăpa nepedepsit. Tot mahală, eu doi de-am că când i-a spus, băi, ne temem, noi și ziua și de-am închis că ne temem. Iura, nu-ți păra, dar noi ne temem. Vă zic și de, dar se teme, fratele, ne-au tot se teme. Pe de altă parte, consilierul din Bădiceni neagă tot ce se pune în vină. Ba mai mult, el vine cu acuzații în adresa lui Iurie și îi prezice pușcărie. Omul este patologic mincinos. Ce i s-ar fi întâmplat lui Iurie Dobac și din ce motiv ar fi pornit conflictul? Ce scrisoare dubioasă a primit bărbatul după incident? De ce locuitorii din Bădiceni s-ar teme de consilierul local? Dar și ce spune acesta despre conflict? Iurie a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a demonstra că anume vecinul său este cel care l-a bătut. Iurie Dobac a venit în această seară în platoul nostru pentru a se face auzit. De ce bărbatul crede că agresorul său ar putea scăpa basma curată? Aflăm imediat. Bună seara, Iurie. Bună seara. Bine ați venit la noi. Povestiți-ne ce ați pățit, ce vi s-a întâmplat. Da, cum e, că am spus că vecinul ăsta, el, fiecare care i-a făcut o observație, are undeva 10 femei bătute, ca să știu că lume știm. Eu tot am cu observații că îi mănânc tot acolo păsări și lui. Și la 3 noapte am auzit că mâiește cânle și ăștia afară și când am dat sântile și de-am un grad. Și când mi-a tras două furci în cap și el real ne-a urs m-a ușit. Când mi-a tras două furci în cap și eu m-am apărat. El a intrat cu furca? Da, cu furca am urat la mine și ne-a vrut 5 furci în mine și el mi-a fermat. Așa, fără niciun fel de... Dar ați zis că asta s-ar fi întâmplat în miezul nopții. Da, păi la ora 3 noapte, că mai eu câini. Da. Dar dumneavoastră ce căutați? Da, păi dacă eu ies afară când aud câini, că mai am acolo alături un loc de caș, de acolo tot el ne-a furat 20 trupi, că orice se ies. Da, aici afară să stea nu mai înțeles. Ați auzit câinii lătrui? Da. Și când am dat să intră înapoi înăuntru, el ne-a și de o gradă. Dar el cum putea să intre? Dar dacă n-am gard, n-am mică între dânsă. El e mihalajeu. După și mă bătă așa tare, pot să se intră în casă și să-mi închid gura. Dar m-a luptat, văd zici... Dar nu v-ai zis nimic? Nu, așa că da, m-a uședă și eu tot îi ziceam, băi, nu m-a uședă chipă, i-am spus ție mie că știi că ți-am zis să închizi păsări, zic, nu m-a uședă, m-a uședă, dar eu să vine că soția lui a știe că m-a uședă, pentru că în așa strigi tare oameni voi m-a uședă și nu a prins lunina, dacă noi suntem, ea că dice, ca dumneavoastră și casele una de altă. Și nu a vrut să prindă lunina nică și eu de-am când am văzut așa, ia zis și el a vrut fușile mine și eu am văzut să-s gata, am apucat, dacă eu mă ocup toată viața și am ia că am slăgit, dar și eu eram voi puteri și eu i-am ținut forcă, el a văzut că nu poate, s-a dat în două și m-a apucat de gât și de gură și m-a nădușit de-am. Și eu m-am rupt de mâinile lui. Dar v-ați certat înainte de asta? Nu m-am mai certat nicum. Haideți mai întâi să vedem cum s-a întâmplat. Le-ați arătat colegilor mei locul unde s-a întâmplat. Da, un grad la mine. Să vedem. Am intrat pe poartă, eu îl văd, că dă-te vasea tot așa, lichește de... Nu, lichește de... Ea că el își deși că cum nu știe de băieți ceala. Ea că așa își deși cu mâna pe cor. Și eu mă duc spre dânsul și zic că nu rog să ieși, m-am ajuns să vede pe cea, el a făcut un pas și când m-a pălit, eu am închicat, ea că și-a închicat. Și eu când ea că ieșe ea că de sânge și eu am dat să mă ridic, eu și-am scurmat tătă și era tătă și mă soție eu dat, ea că teatra asta, tot ce vrem să mă apuc trubă și ea. Și el m-a ușit și când m-am plecat așa, el nu știa vârfurșile în mine. Și
Dar mi-o ținem, dar am scăpat 5 furci și cum m-a ticat aici în genunchi, dar mi-am văzut că gata el m-a ușit și eu ținem furca și l-a văzut că poate să o dați pe scânare și mi-a vrut mâna în gât și cu mâna îmi ține gura și ăsta și nu pot trage aer. Și eu deam că n-am dat să mă rup pe poartă să iasă afară, se vede că m-a scăpat din mâinluși când eu îmi intră în o gradă, în casă el strigă de urmă mieze și intră în casă și te liniștești. Dacă asta e prima. Dacă și de mulegată și cu scoare, dacă așa împânce. Stai așa. Așa împânce, așa tot împânce, așa împânce, dacă așa cap, dacă așa vezi, așa împânce în centru, așa buhnea sângele din mine, dacă așa. Genunchi, dacă uite ce-am fost eu, că nu mă putem scula. El așa m-a luptat, așa, vreo 10 minute cu Dumnezeu. Și el a vezi mă gâtul să rază, dacă s-a sputut el. Și aici a fost Doamne ferește, și-a încurge sângele ăsta în ochi, și, dar ne-a dispărut zirenie. El că m-a pălit în cap așa tare, a venit ne-a dispărut zirenie pe un timp oricare. Ne-a apărut o pelină albastră înainte ochiul, așa de tare am fost eu pălit. Astea două udaruri care ne-a scăpat în vreo câteva secunde eu. Eu consider că e o poveste oribilă în care, nu știu, un om care probabil n-a reușit la timp să pună un gard între vecinul său, a nimerit într-o situație destul de neplăcută. Ideea este că nu este vorba numai de gardul acela de care am pomenit eu, dar voi probabil ați avut și niște conflicte anterioare. Ceva s-a întâmplat până în ziua în care s-a ajuns la așa... măsuri destul de drastice. Tete mahalo, bătut, că ai făcut numai 10 ani de păzări, pe tăci o bătut. Uneva 10 fumiari bătute așa, două papăcică iznăsilăvni. Haideți să recunoaștem, Iurie, la prima vedere sau la primul auz, motivul cu păsările pare a fi mult prea slab. Tete așa e bătut. Să ataci un vecin cu furca, nu? Doar din cauza păsărilor. Dar pe uite, vecinul meu i-a făcut zămiceanie că îi mănâncă popșoie. Și așa de la ușesc cu bătca în cap, că dovdiți, el zice, vin că-mi dovdiți fu. Fratele meu, eu zis, eu și-am pușcat în casă, tot la peste. Dumneavoastră, cu ce traume v-ați ales? Când m-am dus la păboiuri, apoi zis, cum îți trimis omul ăsta? Aici dacă el putea să moară, când buhnie de aici sânge, aici până nu ne-a dat voie să mănânc 3 zile, că au fost atins masul, zis. Chiar vă găurit cu furca, da, așa, pe bune. Ei, și ia, uite și mea. Și aici nu ne-a dat voie să mănânc, că o zic, poate să facem operație, că e atins masul. Dar aici e pe acolo, aici am buhnit sânge. Și capul a zis, că da, am fotografii în telefon, acolo îți văd măghine. Da, și am uia, e că eu am ea, nu mă pot aplica. Le-ați spus colegilor mei că v-a trebuit încă mult timp pentru a vă restabili și dacă nici astăzi încă nu v-ați revenit. Eu am ea, nu mă pot, eu am ea încă prin ies, că ca mea eu sunt 20 zile am prins din injecție. Și am un că eu îmb și îmb. Ce fel de injecție? Adică nu, ce vână, trebuie să vă ajute? Îmi pune în vână, că nu, dar nu mă pot apleca și nu știu de ce. Astea, au zis că mă tem că mi-a trebuit discurile ăla și răscânării. Și eu nu ia că... Eu înainte mă aplecam cu tetul și ea, dacă eu mă ocupam. Dar mă, nu mă pot nici din pat scola. Acea mama 3 luni de... Dar eu așa, în două dești mă adjumim de vreo 30 de ori. Eu dimineața mă sculam, luam gantele și un ceas de vreme, eu cu gantele, grușa, scăcalca, turnicul, dar eu am gata, nu pot nimic. Ne-ați povestit mai devreme cum s-a schimbat viața dumneavoastră după această bătaie. Da, dar și eu, am rămas nici mâncare și copchii. Iurie Dobac povestește că înainte de conflict avea o viață liniștită alături de soția sa. Periodic, bărbatul pleca în Rusia, unde muncea în construcții. Eu ca șeful mie n-am văzut. Că eu cu soție în Sochi. Deși are 60 de ani, Iurie spune că nici cei mai tineri nu se puteau lăuda cu o asemenea formă fizică. Bărbatul se laudă că mereu a dus un mod de viață foarte activ și făcea sport cu regularitate. Sembla că eram în 4 ani, săream scacal, că în 2 dești mă adjumim, le arătam, mă cem la școală, le arătam, băteu din palmă, surucă, mă cem. Le arătam cum la 60 de ani, este trăit. Și cu 30, și cu tăte, am luat primul loc ceas, 30, aici cum îi zice, dar mi-au de acum mea la vremea asta că am turnic, am două prei de gantele, grușa am și de dimineața grușa, scăcalca am, ia turnicul, gantele, că este așa. Ei mă simțeam și nu pot să spun cum mă simțeam. E că în două dești, nimeni nu spune, dacă uite așa, nu, asta e așa, în două dești nimeni nu se trebuie. Măcar cât mă doare spinare.
ăsta, pe ocean jos, că mă ajuns. Eu așa nu mă pot. Eu când mă plecam până la seșe, dar eu e că nu mă pot mai mult pleca. Însă, după bătaie pe care ar fi luat-o la sfârșitul lunii iunie, bărbatul spune că până și cel mai mic efort îi provoacă dureri. Ei, unde să mă mai duc? Eu am mea caz vă râd, dacă vreați, în caz cum mă scol. Că mă pun pe pânci și mă pun și pe cașe în genunchi și mă scol în cioare. Și răschinări tare, că e o închicat acolo ea. Pentru că a devenit neputincios, Iurie se plânge că soția lui a fost nevoită să plece peste hotare pentru a putea întreține familia. Soția la pensie, soția între mâns în Italia, vrei nu vrei, dacă e mă vârât între așa o prostie. Și a mea e că să vede ce gras eu văd, da, fotografii frumoase, dar mi-au venit în machile și oasele din Italia și au venit nevoie. Mi-am pare un pic straniu așa de la... Ori el este, de fapt, un tip un pic așa mai... Vă spun că are vreo 10 oameni așa bătuți. Eu am o altă opinie. Eu zic că un conflict este, a fost, dar dumneavoastră un pic vă contraziceți. Oriceva nu vreți să ne spuneți până la capăt. La asta mă refer. Ori nu sunteți atent la ce aici spuneți, nu sunteți atent la detalii. Dumneavoastră inițial spuneți când ați venit, el era în ogradă și ați intrat pe poartă. Ulterior spuneți când ați ieșit afară din casă, că băteau, când l-ați văzut acolo. Păi până la urmă, unde l-ați văzut? De unde ați ieșit și cum ați intrat? A ieșit din casă. Păi de deza mai devreme ați spus cu totul altceva. Ce am spus? Iată, dacă nu mai țineți și minte, a ieșit deja că e o problemă. Când am ieșit afară și când am intrat, el-și din ogradă. Doar eu acolo, la mine e... Deschis, că eu trăiesc în Marea Satul. Și când a dat țindă, el ne-a mușdea o gradă cu furtă. Bine, și când a venit salvarea aia după tot incidentul? Cum am chemat-o? Când? Nu, eu am sunat întâi la fratele meu și fratele meu zic că eu mă tem că nu vin, că mă tem mă și pe-am sunat la nora mea. Și el a chemat salvarea timp de... Bine, și acolo și nu mai aveți alți vecini? Dacă era atât de mare scandal, să mai vin ceva? Nu, eu moșneac mai la vale, acolo la noi, teță-ți duș, care e plăzărabot, care e steaj. N-are. Dar așa un conflict, da, înainte mi-au furat 20 trube, motor, atunci am avut neuleac. Dar de atunci au trecut vreo 20 de ani și l-au zis și eu, mi-am închis toporul, gata, nu. Bun, și care a fost motivul să vină noaptea, dacă dumneavoastră tot spuneți că ați făcut o observație? Și dumneavoastră la 3 noapte ați făcut observație? Să închid acolo, că păstrele astea lui, am să închid tăiat acolo. Bine, și când a fost? Când ați spus? La ce oră? Seara, ziua? Când ați făcut observația? Am făcut observație. Păi bine, și motivul a avut omul să vă vină noaptea în casă, dacă conflictul a fost mult mai devreme? De atât că s-a auzit de noapte, nu știe bă nimeni. El știe că el pe urmă, el cu mine, eu ar să ai probleme. Că tot n-am șed să mă tem de des și să familia mea să fug. Cum fug tăța mea din sat, că-i tăți fug, tăți teme, că au văzut, tăți tem, tăți tremură. Bine, le-ați spus colegilor da. Mei că, de fapt, acest vecin al dar vostru, tem, care e și consilier local în sat, dar... A mai avut conflicte și cu alții. Au avut conflicte cu... Despre câte conflicte știți? Eu lișnă știu de unul cum pe o fată a vrut să bată joc dânsa și eu am văzut cu ochii așa o ușiesă cu o bâtcă. Că nu s-a rupt bâtcă, el a avut o ușie de tăiat. O tânără de 28 de ani se plânge că din cauza aceluiași consilier local ar fi ajuns la spital. Ea a acceptat să discute cu noi, dar ne-a cerut să-i ascundem identitatea din motiv că îi este frică. Să auzim ce ne-a povestit. M-am dus la niște prieteni acolo la Bădiseni, după care am chemat taxiul să mă pornesc acasă. El a intrat în casa și unde mă aflam eu și a spus că o țară și e noastră. Nu era în stare de brietate și pur și simplu a intrat eu, cum am înțeles, vecini. Și a intrat acolo și m-a văzut pe mine. Deci am gata că se ies pe ușă și m-a așteptat taxiul la poartă. Și el m-a început a întinde cuvinte încenzurate, m-a numit. Și a spus, dă-ți seama și vorbești, cum vorbești cu mine. Așa, suntem de seama, zic eu, sunt copilul tău. Și la mine și l-am pălit cu o palmă, nu mă zic, de seama și vorbești, că eu m-am apucat, m-am început a întinde pe acolo din casă. Eu m-am stat în taxi, m-am părinte acasă, vin la copiii mei. Eu am ieșit și m-am dus de acolo, m-am făcut și eu puter nouă, nu mi-e fel de prostologii. Și a doua zi m-am dus iarăși, când uitasem geantă la prietenii și unii am fost eu acolo. Și n-a știut că el locuiește prin preajma lor pe acolo. Și când mă uit, aleargă unul cu un băț mare, durmă mie. Cu un băț gros, eu nu știu cât a durat, foarte gros băț fială. Că eu cădem și mă apram și cu mâinile că să nu mă apălească. Să nu... Și el ne-a spus că ai noroc că s-o rup băț, că eu te ușidem aici. Să-ți ferească Dumnezeu. Mâna ruptă, 7 cusuturi de urmă la cap am avut, 4 înainte frunte aici. M-a fost nescos leziuni corporale, tăt, cum ne-a spus că trebuie să mă duc. După care polițistul a spus că eu am leziuni medii. Și a spus că eu n-am și fașinic pentru asta. Cu 750 de lei amendă.
După asta m-am mai sunat pe telefon și ne-a spus că și castul, procuratură, că tu și vrei să ai probleme cu noi. Și cu asta și m-am ales. Și-a spus dacă ați m-am mai vadă pensat pe acolo, pe la dânșii, apoi de ce n-ai să ieși și ei. Eu am vrut să mă duc să-l dau în judecat, dar polițistul sectorul a spus că nu ai să faci nic, că el are tare mult cunoscuți care tu poți să vârși bani și poți să faci ce vrei tu, dar n-ai să scăpi nimeni și asta ai mai mari probleme cu dânsul. Și de-am așa și-am lăsat. Da, da. 5.000 de lei nu m-am cheltuit. Și eu am spus că mă garantoarcem 3.000 de lei dintre astea. Și eu am spus că nu ai să vezi nimic de la mine. Ceea ce am auzit eu, dumneavoastră spuneți că ați fost de față. Da, eu am văzut cu ochii mei, eu trec pe graf. Bătut-o pe femeie. Da. De ce nu i-ați sărit în ajutor? Dacă uneva eu eram la 100 de metri, până m-am dus, el gata, o rupt, că el îmbla și îmi băt ca și ea, îmbla cum mai bătea fasolele. El bucvalne tinde câteva secunde rog băt cât capul. Dumneavoastră ați mărturisit despre tot ce ați văzut la poliție? El m-a rugat și fratele lui, să nu spui, Doamne ferește. Și de asta prostie mie că n-am spus. Nu este exclus că acest consilier scrie dita mai persoană importantă și își permite lucruri care nu trebuie să le permită, dar oamenii nu trebuie să tolereze aceste lucruri. Și nu au decât la fiecare acțiune a lui ilegală sau infracțiune să se sesizeze poliția, procuratura și organele statului să ocupe de acest individ. Că de altfel, dumneavoastră nu o să rezolvați problema asta niciodată. Fratele lui a fost în poliție, băiatul lui a închisat în poliție. Știți, eu îl ascultam pe eroul nostru și mi-am pus o întrebare. Bine, întotdeauna orice bătaie se finalizează cu nimic, da? Fiecare victimă cumva își trăiește drama și nu poate nici de cum să-și caute dreptatea. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că în localitățile în care cineva consideră că are drept de a bate pe cine dorește sau de a decide cine trebuie să fie pedepsit sau nu, atunci când un om este victimă, ceilalți sunt absolut indiferenți și întotdeauna există un precedent și există și alte cazuri care urmează. De aceea trebuie luată atitudine la timp, corect și atunci lucrurile nu s-ar repeta. Mama mea și-a ușit-o la 70 ceva de ani, că a lăsat-o moartă. Tata nu a nici nu a știut. Și eu că am în grădină, m-am de mai mult moar ca zi. O an zile îmi blac capul legat. Eu nici nu a știut de asta. În această seară vorbim despre Iurie Dobac, de 60 de ani, din Bădiceni, care spune că vecinul său, care este și consilier local, l-a bătut crunt. Bărbatul povestește că s-a ales cu traume grave în urma conflictului, după care nici nu mai poate munci. Bărbatul afirmă că motivul ar fi unul neînsemnat și chiar stupid. El i-ar fi cerut vecinului să-și închidă păsările care îi distrugeau grădina. Mai mult, Iurie afirmă că nu este singura victimă a consilierului. Ce spune presupusul agresor despre conflict, dar și ce acuzații înaintează el lui Iurie, veți auzi în curând. Haideți să-i auzim pe alți doi consăteni care, la fel, ni s-au plâns pe același consilier. Eu am intrat la ușică, mi-e tot așa în casă, eu rupt ușa și eu ușit fereastră afară. Da, și eu am rupt și mă trebuie un, eu ce să-i fac, o violetă și să-i fac altceva. Eu nu era bărbat o casă și cineva trebuie nu știe ce om este. Ai dat tonic, el e furt în schinare și poate și bă de mărză de jos, uite. Maha, lasă-i bătut sătă de dânsul și. El are multe făcute, dar eu nu cred că nu-l pune până la puncă. Venisem de la muncă obosit, copilul lui era mărânțial și zica cu mici acolo în drum. Dar eu a ieșit și-i spus, băi, târziu ies mici, aș du-te la tine în drum, acolo și joacă. Amu el, nu o înțeles, dar tați-o palamariză dacă el e omul ăsta, n-ai ce faci cu dânsul. Și îi spune, du-și-te joacă, îl lasă, că el băle cu mici în poartă la minț. Încă o dată pălești, eu îți sparg mici. Păi s-a tot furcat capul bătut. Iată în cazul dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați plâns la poliție pentru ce vi s-a întâmplat? Am scris dosar și m-ați de-am la Chișinău și am scris plângeri că acolo nică nu merge așa. Eu am vrut să mă închidă, mi-au adus o vacă în ocol. Păi bine, dar haideți să revenim la faptul că v-ați plâns și ei ce au făcut? Pacan cu teatru epilog. Ce înseamnă totul epilog? Este vreun dosar? Este o plângere? Dosarul este. De care dosar? Penal sau penal, da, scris dosar, teatru normal, teatru. Mergi, m-a chemat pe procuratură și când ne-a pus unul la unul și am stat de vorbă și el a zis că nu, el și ne-a băut așa, l-a bătut, dar de ce mă dă mine avocatul meu afară și rămâne cu dâns și de-am ies afară și avocatul meu și a lui zice că el, tu spune la sud că recunoști vina, ăștia că vrei să te împaci și îl ierți și când spune câți bani vrei, că el îți dă bani.
Și ați luat banii? Da, eu am scris bani, nu eu, că ei n-au să-mi cumpri sănătatea mea. Dar fratele lui era afară și a spus că eu îmi smerg până la urmă, fără grijă. Cine? Fratele lui, care din poliție, care... Și a spus că poate ea pune acolo un ștraf, dar și altul tot din poliție vine alături, nu vreau să spun ce, ce e banii cât îți dă. Iar dumneavoastră credeți că el trebuie să facă pușcărie? Eu sucot că așa om care reușesc vreo 10 oameni din sat, el s-a prefăcut într-un zvier. Vreau, da, ca, să, ca mai mulți zvieri, este ca mai mulți nou și de lume în sat. Colegii mei au discutat cu primarul satului Bădiceni, raionul Soroca, despre conflictele pe care le-ar fi avut consilierul local cu oamenii din sat. Să auzim ce spune el despre asta. Eu știu că este conflict. Mai multe ceri la primărie nu au fost, poate la organele de poliție au mai fost ceri din partea la, la Consăteni, din partea la Palamar, eu nu cunosc mai multe, mai multe cazuri. Da, eu cunosc cazul acesta, știu că e cazul și tot din cuvintele lui, lui Iuri spusă. Îi cunosc. Mai e alte cereri, adică din sat, pentru la organele de poliție, pentru că au fost depusă, eu nu le cunosc, nu le știu, n-am auzit, nu pot spun că... E agresiv, oricum este. Și legat cu, cu primăria, nu avem probleme, el e consilier local. Nu pot să zic că mahal, fiecare cum se comportă cu vecinii, cu... Dar mă, acolo e alte, alte întrebare. Dar n-am avut întrebări niciodată. Am înțeles. Când știți cum, acasă nu poți să duci contul la fiecare consătean, să știi cu ce se ocupă acasă, cum. În, în sat, adică la primărie, nu, nu am nicio pretenție, nu... Nu, nu știu că e tot alt. Ce v-a zis dumneavoastră? Eu spus că îmblă pe la lui Porsche și stea, îmblă, de mi-a luat o bancă de o trap și a ratat, băi, de mi-a strucesc, uci, uci, îl îmi faci. Deci râde. Și primarul vi se plângea da, pe acest da, consilier? Da, 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 spunea că e dacă el e, ești cât și mai cât acolo, dar iasnă, și la asta e îngrijă, zile. Deci credeți că și primarul se teme de acest consilier? Da, eu mă gândesc dacă el, el ne-a povestit cu tătul ei primar altele. Că îi face râs, îi face zămiceani și el îl face primar. Cât și mai cât și vin la gură, el îl face primar. Și el mi-a urât slove, îl face. Da. Și, dacă... și primarul știe de asta că îl face cel mai urât cuvinte. Așa o cuvinte care nu poți le spune. Dacă agresorul dumneavoastră e atât de, de violent, de agresiv cu toți oamenii, da? Păi el a ajuns în funcția respectivă tot datorită oamenilor, da? Oamenii din localitate l-au ales. Fratele lui că a fost primar. Și tot oamenii au dreptul, numai că ei nu știu să-l destituie. În momentul în care el procedează incorrect față de, de cei care, cu care trăiesc în aceeași localitate, se văd în fiecare zi, se salută, etc. Până la urmă, primarul, consilierii sunt oglinda societății, da? Ce se întâmplă la voi în sat? Înseamnă că lucrurile nepedepsite se perpetuează, se repetă în continuu și atunci despre ce vorbim aici? E nevoie de atitudine. E nevoie de atitudine, e nevoie de a stopa aceste acte de agresivitate pe cale legală, dar nu prin întâlniri. Azi unul biru într-o bătaie, mâine altul, dar într-o zi poate fi fatală pentru cineva dintre voi. E nevoie să-l pedepsesc și cât mai urgent. Și în momentele astea, că uite, îți dau eu ție 2000 de lei ștaj din gură și... Pușcă, și nu știu cum, pușcă, pușcă, liberă, foarte, pușcă, foarte agresivă și nu ar trebui să reprezinte satul fiind consilier local. Este o rușine, iarăși. Mă refer la spusele dumneavoastră și nu cunosc de subturile. Dacă îl îmblă cu arma, înseamnă că Bădicenie este un sat din vestul, vestul sălbatic, nu este din Moldova. La o situație în care o localitate micuță are probleme de genul, este un cowboy într-un sat care face o grămadă mizerie și mult praf și mult râs și nu este pedepsit și este trist. Și el e... Care femeie, când trebuie să se culci cu ei și în ce condiții? Și neagle, să-ți spui că e mai... Ați fost vreodată în viață condamnat? Bucoană, prin... Și nu asta n-ați trimis-o tot dumneavoastră? Ce? Nu, ce ați auzit? Hadem poligraf. Nu, scris-o? Hadem poligraf. Iurie Dobac a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Eu știu ce vreau. Cumva să mă liniștești să mai trec o rată testul la VAC. Le-am luat viteau, le-am format pâncile și ne-au vărit 5 furci în mine.
Iurie Dobac, de 60 de ani, din Bădiceni, Soroca, își amintește cum într-o noapte de vară un consătean a dat buzna în curtea lui. La 3 noapte am auzit hâmiești, când și ești afară și când am dat să intre și de un grad. Și când mi-a tras două furge în cap și el real ne-a urs m-a ușit. S-a dat în două și m-a apucat de găsi de gură și m-a nedușit. Și eu tot îi ziceam, băi, nu m-a ușit. Bărbatul spune că acest atac al vecinului i-a afectat grav sănătatea și nici măcar nu mai poate munci. Când m-am dus la păboiuri, apoi zis, cum îți trimuiesc omul ăsta aici dacă el putea să moară? Când buhnie de aici sânge, aici până nu i-a dat voie să mănânc 3 zile, că au fost atins masul, zis, 20 zile am primit injecție și ăsta, și am urmă că eu îmb și îmb. Cel care l-ar fi agresat pe Iurie este un consilier local. Cei doi sunt vecini. Eu cum putea să intre? Dar dacă n-am gard, n-am mică între dânsul. Bărbatul afirmă că vecinul său a necăjit mai multă lume din sat și se teme că și de această dată agresorul ar putea scăpa nepedepsit. Căci eu bătut, uneva 10 fumiari bătute așa, două papăci că-i znăsilni. Când ați făcut observația? Ziua am făcut observația că-i mănânc tăt acolo păsări și lui. Este vreun dosar? Este o plângere? Dosarul este. De care dosar? Penal sau contravențional? Nu, de schis penal, da, schis dosar, tăt normal, tăt. Ce i s-ar fi întâmplat lui Iurie Dobac și din ce motiv ar fi pornit conflictul? Ce scrisoare dubioasă a primit bărbatul după incident? De ce locuitorii din Bădiceni s-ar teme de consilierul local? Dar și ce spune acesta despre conflict? Iurie a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a demonstra că anume vecinul său este cel care l-a bătut. În această seară vă spunem povestea lui Iurie Dobac, de 60 de ani, din Bădiceni, Soroca. Bărbatul afirmă că un consilier local din sat, care îi este vecin, l-a bătut cu bestialitate. Acum Iurie se teme că vecinul său va scăpa basma curată pentru tot ce ar fi făcut. El spune că nu este pentru prima dată când acesta este agresiv și că ar fi băgat spaima în toți sătenii, dar nu s-a ales cu nicio pedeapsă. Mai devreme am auzit o tânără care ar fi devenit și ea victima consilierului. Femeia ne-a povestit că a fost bătută, fără milă și s-a ales cu numeroase traume, iar agresorul a fost doar amendat. A venit momentul să auzim cealaltă parte a acestui conflict. Echipa noastră l-a găsit pe consilierul din Bădiceni la o fermă care îi aparține. Iată ce ne-a povestit el despre acuzațiile care îi se înaintează. Dacă am procedat eu, am făcut eu fapta asta. Deși soția nu a văzut nimic, deși băietul ăla care a dormit la mine, care cu tensiune nu a văzut nimic, el era ușile deschise la mine. Deși mahalajiul de la vale nu a văzut nimic. Că eu așa i-am spus, zic, tu spune drept, că ai fost undeva la furat. Și i-ai luat ușigane. Oare e așa care au băgut? L-au bătut. Oare la furatul a fost? Uitați-vă și motivarea. Eu ședeam în grădină și sapam, am un fel de bruian acolo de ăsta, care multe anual, și-l sapam. Dar sunt niște tufari și el nu m-a văzut. Și eu sfugăre prin grădină după o pasăre de mie, dacă el nu ține nică. Nu ține nică, dar de mâncat vrea să mănânci. Și el când aproape găina a venit aproape lângă mine, el vrea să o prind. Când m-a văzut pe mine, răbde s-o și toți că eu nu putea să le ușit găinile astea. Când îi fac râs în grădină, dar n-are nici o figă în grădină și i-au pus niște patlajeli, dar patlajelii cele încă erau verzi. Dar eu spun, zic, e iură, vei. Găina asta, zic, nu-i vinovată. Găina asta e proastă. Eu au văzut că nu-i gard și-a intrat. Zic, noi eu îmi pune gard și mă pasărea n-a să intre, n-a să te trebujească. Și când i-am spus că îi pun gard, dacă îi pun gard, la ăsta n-are acces la apă. Fântâna e la minim un grad. Când au văzut că ne pup, dar când s-au trivojit, că nu știu, pot arrage pe telefon, ca ta martori să ducă la primărie, să spui la primărie că fântâna e lui, eu cum pot să fie fântâna lui, dacă la mine pe teritoriu, eu am acte, eu am cumpărat. Eu casa asta am cumpărat-o de la nanașa lui. Nanașa lui el a făcut așa zile fripte, că eu au vândut casa și s-o duce din sat. Și credeți că acesta e motivul? Asta e motivul, aici alt motiv nu. El mi-a spus că, el foarte mult mi-a spus că pe toată mahalaua ați bătut-o. Uitați-vă acum, eu pot să vă spun. Nu pe toată mahalaua, nu, dar să un neam de-a lui, o mătușă de-a lui, asta nu e toată mahalaua. Dar cum am bătut-o? I-a tras o palmă. Ia că acolo pe vârful dealului, o cără doi copii, asta au fost vreo 18 ani în urmă. El ne-a zis că v-a văzut pe dumneavoastră cum ați bătut cu o bită sau cu o bâtă sau cu un băț pe o fată dintr-un sat vecin, ați bătut-o foarte tare, mi-a spus ceva de genul acesta. E drept, dar nu cum băț.
că e drept, eu nu pot spune nici. M-am dus acolo, m-am așezat pe divan, în tindă, în care doar în tindă. M-am așezat pe divan și fata aceea îi zice la unul și că are un comta, un comta ceilantă și ne-i da... Îmi cer scuze, dar spun cum a fost. Ai, hai, spune-te, nu-i da să doar mai în curte. Eu zic, băi, dar pentru Dumnezeu, zic, dar Dumnezeu pentru asta o dată. Și când a venit din comnata aceea, eu cum ședeam așa pe divan, ședeam pe divan, ședeam pe așezat așa, ședeam așa cu mâinile pe genunchi așa, pe așezat pe divan, a venit ieș, când eu tras-o în cior în bot. Pentru ce? E ca așa pentru că am zis vorba asta, o zic că eu am să-ți dau eu ție. Băi, și eu m-am sculat cum era acolo, cum era acolo un băț în corn. Ne-am tras un băț în cap, am rupt băț de capul ei. Uh-huh. A fost, m-a dus la, o dat la poliție, am plătit, mi-a pus 3.000 de lei amendă, am plătit, am plătit timp de 72 de ore în jumătate. E rușine chestia asta, da. Și de atunci că nu cinstesc. De atunci nu cinstesc. Către mine, băt-o în drum, și mai eram cu un băiet, dar băiat acela se rog că s-o strâns așa ea lângă. Trec doamnă, mușic, și el, băi, și în câteva, da, în timp de câteva secunde, dacă eram deci cam panou, așa, până am dat că ești, el de-am venit cu băt cam două. Eu am rămas șocată de cazul acesta. În primul rând, ei se adresează urât unei femei, după asta tot ei o agresează. Deci, haideți să atragem atenția și la detalii, pentru că nu-i corect nici ca persoane civile, da? Dar persoanele publice care sunt fața unei localități, totuși nu cred că au dreptul să decidă care femeie, când trebuie să se culce cu ei și în ce condiții. Deci, eu cred că aici este o nedreptate totală care se întâmplă în satul vostru și voi o faceți că nu se întâmplă nimic până nu vă vizează pe fiecare personal. Nu știm ce a fost până la acel conflict când ați fost atacat cu furca. Dar același consilier ne-a spus în schimb că ați fi avut un conflict după acest presupus atac. Haideți să-l auzim despre ce este vorba. A venit dimineață. Și eram cu vacariu, care împăște la mine vacile, că când pasc eu, când m-am ajut cineva. Și zic, că Vitalic, am du-te, te rog, și ad vaca și ei, că avem multe căpușe de este. Vreau să duci și faci un grup, spune-și cu vaca nu. Zic, și ăștia e nebune, cum vaca nu. Mă duc eu dată și uite, am avut noroc că în sara și ei au burezat. Când se uite el, așa mai într-o parte, iau-te niște urme în loc. Când tu așa am spisat. Când am ajuns așa pe vale, dar Vitalic, el spune-și, păi, cumva nebunul și ala lui care îți faci ție probleme. Am sunat la grupă, o nisic turistul. Și ne-am învârtit, că e dispărut să dăm, iar o măs pe iarbă. Și apă-mi găsit urmă, mai încolo, mai înspre nucari, mai înspre sat. Și ne-am dus până la dânsul la poartă. Am așteptat grupa, au venit grupa. Și dăm acolo, ne-am uitat noi, băi, pe ce-o zburat vaca asta? Deci, încolo nu se vede eu. Dar acolo, la dânsul în grădină, țărna moale și vaca când o calcat, țărna a fugit înapoi și a stupat urmă. Când s-o dus, l-a dus pe dânsul, dar el zice că eu... Fără grijă, că eu, clavie la mine, nu e nică în graște. Totuși vaca era la el. Vaca era în graște, era vrâtă încolo, pe după, într-un fundac, într-un corn, fereastră, nu se vedea. Dacă numai pe asta să vă lați, și naglă, să-ți spui că eu nu pot merge, eu am uns pe bulișne, și dacă nu mă pot pleca, cum să mă duc eu pe deal să prind eu vaca asta? Cum să prind vaca, spuneți? Și mi-a dus-o în graște. Eu am pierdut două părei de cheie asta vară. Pe amândouă le-am părut. Dar mi-a spus un verb de lui, că este și un băiet la ghidon, care îți deschide lubaie la cată. Lubui zămoc. Și oare mi-a deschis-o ea, oare el ne-a luat cheile, că el tot mă hai și un bec și negru. Bia, mi-am arăt cu lamp cheile și le punem în masă. Deci dumneavoastră credeți că el m-a băgat vaca în graș? Eu cred că dintre două complet de cheie. Nu, dar și chiar nu de ce motiv ar fi avut să vă facă această față? El așa motiv are, că eu să iau zăievlenia de pe dânscul am bătut și el să iei zăievlenia de pe vacă. Iaca și ăsta e motivul lui, care știe că soția mea vine din Italia și el și zice, aluia zi, el e închis, înseamnă că ar se azi dimint și eu am zi pripun, că schimbă vaca pe aistia. Dar el v-a cerut vreodată să vă retrageți plângerea pentru atacul cu furul? El scrisoare cu groză nu trebuie acasă. Că dacă Stian nu tragă pe
mă închide la zonă, mă revine de vremea să mă închide. Haideți să vedem această scrisoare, despre ce este vorba. Niște prostii acolo! Tu și ești s**scoi de umbli cu plângeri la poliție. Моя пюрма тото се скиче, да кану цей луфичорил тел, ла непоци и ла фраций тей. Братану, весь, ну блаку п***н че леталик, и каутин се фач проблеми куйва, усе цфач и цей проблеми, ин приму рын се пынт пи ченева пи недрепт, и усе те сапи ше пи тине. Умблин се фач проблеми пи недрепт, усе те лечь ку умблетуры пи друм, бань килтуиц. Păi cându-ți dușmani care o să te ajute să fii închis mai repede, cui vrei să faci tu probleme pe nedrept? Nu o să-ți reușească că până la urmă dreptate o să iasă la suprafață. El o să se aleagă numai că o să piardă 1-3 zile umblând pe la primărie poliție. Bratanu, vezi, el nu-i singur, are spete, are frați, copii, cunoscuți. Și ei au prieteni și cunoscuții lor. Tu de-a mai înțelegi ce am eu în vedere. Și ei o să-l scoate, nu o să-l lese la nevoie, cu atât mai mult că el nu-i vinovat. Unu-i spun, potriva vântului, că o să tot pe tine. Noi tu cunoștințe, tu ai în spate oameni lucrători simpli. Sfatul meu pentru tine, bratanu, gândește bine ce vei face mai departe, că apoi la urmă să nu plângi tot tu. Când ați primit această scrisoare și prin ce cale? Буквально прибыл. С ними же мы кредики сделали. А как вы примите? Пин почта. Душ там, пиль где, пед здесь. Надо ли ущить цафла, с деунда венит скрисовать? На полицию вру цафлиш. И наконец... А ретату ла полиции? Да, вам дату, вам ретату. Ши? Ei, eu zic, nu putem să vedem de unii. Dar pe plic, ce ștampilă stătea? De unii era expediată? De la Soroca? Da, două ștampile din Soroca. Scrisoarea va veni deja după situația cu Vacu? Da, da. Întâi eu nu-i scrisoare. Nu, întâi scrisoare. Și eu văzut că eu nu mă deu și apelă ne-a dus Vacu. Eu știam la ecran, da, scrisoarea scrisă în grafie chirilică și mi-am făcut o percepție despre, am o percepție despre cel care a scris-o, da? E o persoană care a rămas undeva în trecut, nu este tânăr, deci este un om care vrea să dea de înțeles că toată lumea trebuie să fie folosește în alertă. Un limbaj, folosește un limbaj licențios, deci intelectual nici nu mai zic, este acolo o deficiență foarte mare. Deci eu am impresia că aici, pur și simplu, în satul ăsta, oamenii se joacă de șoarecele și pisica în continuu. Nu pot să mă pronunț cine a scris scrisoarea, dar bănuieri sunt. Ați fost vreodată în viață condamnat? Apoi că de atâta el scrie. Anterior, ați fost condamnat? Nu, că nu, dar nimeni resultă tot. Nu, anterior. Anterior. Ați mai fost, ați mai avut, nu știu, chestii cu poliția? Am stat amiat 10 luni închis și ne-a dat drumul. Și am 5 ani. De ce? Ei mă țin de ca din an mă amână. Luna asta m-a sunat unul și ne-a cerut 10.000 de euro. El cunoștea că dumneavoastră. Și el de asta știe. Natasha, n-am înțeles, ați fost condamnat anterior, ați stat în pușcării cândva, timp în urmă, poate, sau... Am ea. Pe marginea cazului... Avocatul nu ne-a dat 7 ani, mea. Real nu ne-a dat 7 ani. Pentru ce? Pentru și că când eram în Sochi, aici au venit niște băieți și am ajutat cu lucruri, dar nu le-am făcut nimic. Și eu scris că i-am ținut închis și am zălut filter, că eu rău de vreau să spun, vezi că n-are când. Și băieți și ea mi-au venit și au spus că așa ceva nu a fost nică, dar procuratorul spune așa și nici rău, nouă mi-au dat 7 ani. Pentru misiuni. Dacă trec poligraf, pentru misiune mi-au dat 7 ani. Pe ce articol eu așa? Și am unii mă sună luna asta, zici, dacă vrei și zacaz... Iurie, pe ce articol? Trafic. Și a mea mă sună 10.000 de euro și ai să-ți acasă. Și vecinul ăsta, consilierul local, bineînțeles, te cunoștea. Da, te știi că el cu vaca. De acolo și acest limbaj care cumva te trimite cu gândul la oamenii care au trecut prin penitenciare, da? Pentru că e un limbaj anume, cumva. Dar scrisoarea asta n-ați trimis-o tot dumneavoastră? Ce? Ce ați auzit? Hădem poligrafă, mă ia. Nu, eu vă întreb. Dar cum? Pentru că oamenii care au relații, oamenii care au dita mai frați, nu știu mai pe unde, prin poliție, prin primării, prin procuraturi, ei cu asemenea fleacuri nu se ocupă. Dar chestia asta, pe mine mă duce la gândul că parcă s-a uitat cineva la niște filme de astea. Dar de ce crezi că oamenii ăștia nu se ocupă cu astfel de fleacuri? Din cauza că oamenii care își rezolvă problemele pe alte căi nu o fac în maniera asta.
Eu să scriu tot ei prostii literi. Neserioasă. Dumneavoastră, având un dosar penal cu o sentință, eu încerc, scuze, eu să fiu foarte direct și o să vă spun exact ce aici gândesc. Dumneavoastră, având o sentință cu executare de 7 ani de zile, eu înțeleg că în capul dumneavoastră diferite gânduri sunt. Scenarii, cumva ați atenuați situația. Și până la urmă, nu e problema cea mai mare cu consilierul ăsta, dar problema e că dumneavoastră vin 7 ani din urmă. Și probabil, cumva, dumneavoastră vreți să vă rezolvați problema și dar nu găsiți calea aceea și firicelul cel de care vreți să vă apucați. Iuri, având în spate un dosar nerezolvat și știind că poate să fie închis, încă mai face aceste șmecherii cu scrisoarea și tot el, ascultă-mă până la capăt, și tot el duce scrisoarea la poliție, păi riscul de a fi descoperit este foarte mare. Riscul este foarte mare. Ideea lui nu este bună, dar asta nu se... Pe bine, asta este doar opinia mea. Colegii mei l-au întrebat și pe consilierul local despre care vorbim, despre această scrisoare pe care a primit-o Iuria. Doar vreau să concretizez o chestie. Să vedem cine a răspuns el de această dată. Atenție. Da, eu scrisoare și am văzut-o la... Asta. M-a chemat sectoristul și am citit-o împreună cu sectoristul. Și am analizat-o și scrisoarea e scrisă de dânsul. E scrisă de dânsul, scrisoarea asta poate să se jure, el vor să nu se jure. Eu trec poligraful la scrisoarea mea, că am primit-o prin poștă și eu n-am scris-o, că eu n-am smisă să scriu scrisoarea asta. Deci scrisoarea asta are așa un limbaj mai specific. Evident este că scrisoarea asta, nu știu ce așa am o senzație eu, că este scrisă special. Păi, e clar că e special. Nu special ca să ameninți pe cineva, dar special pentru a cauza alte... Pentru a duce în eroare. Pentru a duce în eroare, da. Posibil, da. Deci am așa un sentiment. Ea nu este cu scopul de a amenința, pentru că amenințările reale, ele se fac altfel. Nu, ideea nu care... Lumea criminală amenință altfel, nu în maniera asta. Cât amenințările reale nu se fac altfel. Posibil să fac și așa, deci eu nu am acum. Eu știu despre ce vorbesc, minte cine o să... Amenințările nu se fac, în lumea criminală nu se fac prin scrisori trimise de la Soroca, de la poștă, nu știu cum. Iarăși, lumea e diferită, iarăși, știi? Cineva e mai... Ea e trimis așa ca praf în ochi, știți? Haideți, gândiți-vă și... Trebuie să ai un screen scrisoarea asta. Poliția oricum până într-un final o să identifice persoana. Cine a expediat scrisoarea sau prin cine a fost expediat, dacă a fost implicată a treia persoană. Vă amintesc că astăzi discutăm despre cazul lui Iurie Dobac din Bădiceni, care spune că un consilier din sat, care este și vecinul său, l-a bătut crunt în propria lui curte. Mai devreme am aflat că Iurie nu este singura victimă a consilierului și că mai mulți locuitori din sat se plâng că ar fi avut conflicte cu el. Pe de altă parte, consilierul respinge toate acuzațiile pe care le înaintează Iurie. Ba mai mult, el îl acuză de furt. Noi am propus bărbatului să treacă testul la poligraf pentru a-și demonstra nevinovăția. Haideți să vedem ce răspuns am primit. Noi am putea să vă propunem dumneavoastră, dacă ați vrea, să poți treceți un test poligraf și să vă demonstrați. Nu cred eu, Andrei, chestia e că eu am grăit cu fata în vată la drept și zic că nu. A zis că, tată, mă, tare trăiești. Eu mă văd cum retrăiesc tare, așa când mi-a furat vaca și te retrăiești în prăpădie. Și mă, tare trăiești. Și când retrăiești acolo, o să arăti că ești nou, că ai spus minciună. Ia că așa să arăti. El se simte liber la minciunile astea. Dar eu retrăiesc. Da, eu desigur tot retrăiem. A mea, tu mă, știi că mă gândeam că doar în ferești, că dacă știu greve. Da, în trecut. Nu știam uși, dar am trecut că, desigur, n-am treabă nici cu vaca, nici tot cu nimic. Tot ce credeți despre răspunsul consilierului local? Consilierul local tot știe despre el însuși că are niște păcate la activ, da? Are și el niște fapte pe care ar putea să le scoată în evidență. Și atunci, evident, că el a refuzat, da? Dar asta nu înseamnă că și cei care dau acordul să treacă testul cu poligraf ar putea să fie corecți. În schimb, Iurie Dobac a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Să vedem cum a fost pentru el. În noapte de pe 27 spre 28 iunie, l-ați văzut pe în ograda la dumneavoastră? Ați ascuns vaca vecinului în ocol la dumneavoastră? Ați mințit că v-a bătut? Iurie, cum a fost la test? Ați avut emoții? Da, dar și eu n-am trecut niciodată. Este așa,
mai tare, știa că cum dumneie e, nu mă credeți, că soarea, zice, poate și care avea... Cât de sincer ați fost în cadrul testului? Eu socot că am fost sincer. Au fost întrebări la care nu ați vrut să răspundeți? Nu, că tare la tete care m-au întrebat, cum așa... Sunteți un om emotiv. Perjvăiem așa, uleacă, dacă am 5 ani de zile, nu, este 5 ani de zile am de când am 3 ani sub sleste, 2 ani închis, că nici că aici și încă tot masun, așa mi-am masun 10.000 de euro, și de acasă, și este, dacă eu nu s-a cad nervă, stiemă cu tot. Sunteți gata să auziți rezultatele de testul? Da, v-au fost adresate mai multe întrebări, pe noi ne-au interesat însă 5 dintre ele. 5 dintre ele. Da. Și prima, v-a întrebat expertul în cadrul testului dacă ați furat vaca vecinului vostru. Da. Ce ați răspuns? Că nu, dacă n-am furat. Să știți că expertul nostru poligraf a calificat răspunsul dumneavoastră drept nedeterminativ. Ce înseamnă? Dar probabil explicația va veni cu următoarea întrebare. Ați pus la cale pe cineva să fure vaca de la vecinul dumneavoastră? Nu. Răspunsul a fost nu. Și aici, așa cum arată testul, ați spus un neadevăr. Nu, eu vă spun că n-am pus nici la cale, nici aici. Dar se vede că de la nervă stiemă ceva, dar... A treia întrebare. Cunoașteți cine a furat vaca de la vecinul dumneavoastră? Ați răspuns? Nu. Și de data aceasta, tot testul a arătat că spuneți un neadevăr. Maladet. Întrebarea a patra a sunat în felul următor. În noaptea de 27 spre 28 iunie, l-ați văzut pe vecinul vostru la dumneavoastră în curte? Ați răspuns? Da. Și acesta? Tot nedrept. Este un adevăr. Și ultima întrebare. Cea mai importantă, probabil. În noaptea de 27 spre 28 iunie, vecinul v-a bătut cu furca? Ați răspuns? Da. Și așa cum arată testul la detectorul de minciuni, acesta este un adevăr. Eu știu ce vreau. Cumva să mă liniștești, să mai trec o rată testul la vac. Leu-te-a mea, poate m-am mai liniștit. Eu mă jur pe copii, pe șivrați, că nici păneat n-am cum de-a apărut vaca asta. Cum i-am spus, nici păneat n-am cum a apărut vaca și cum este ea. Eu vă spun cinstit, dacă este, mai trecem o dată testare. Poate că de-așa nici tensiunii s-au ridicat și se vede că este ea, dar eu, Doamne, feriș cu vaca asta, n-am nici treabă. Presupunerile mele până la final s-au adeverit, dar eu cred că faptul că dumneavoastră vă contraziceți, asta deja e clar. Mai întâi ați spus că a stat 3 luni în penitenciar, după care ați spus că a stat 2 ani, probabil de acolo și-a venit inspirația cu scrisoarea. Dar să știți un lucru, fiecare răspunde pentru ceea ce face. Și acest consilier local, dacă și-a permis în adresa dumneavoastră niște fapte ilegale, o să fie pedepsit. Dumneavoastră, dacă nu veți fi de acord cu pedeapsa care va fi aplicată, respectiv, puteți o contestați și instanțele ierarhii superioare o să verifice inclusiv acțiunile lui anterioare care îl caracterizează și dacă el este o personalitate agresivă și periculoasă pentru societate, instanța o să primească o pedeapsă corespunzătoare în privința lui. Eu îmi doresc ca în statele din Republica Moldova să se respecte legea, oamenii să învețe un lucru simplu. Atunci când îți sunt încălcate anumite drepturi, să lupți pentru restabilirea lor, pentru dreptate. Al doilea moment, revin la ideea că în acest conflict eroi nu pot fi pozitivi și negativi, fiecare are partea lui de vină, dar cel mai grav este că nimeni dintre ei am impresia că nu vor să renunțe la acest conflict. Ei s-au implicat într-un joc din ăsta periculos. Azi unul este cel care biruie, mâine altul. Deci eu vă doresc să găsiți pace și înțelegere, să găsiți dreptate, nu cu furca, nu
invocând alte cazuri care s-au întâmplat, dar să vă, să vă faceți dreptate pe cazul dumneavoastră, astfel încât să existe un exemplu că lucrurile pot fi rezolvate și altfel. Frumos, în cadrul legal și nici de cum prin bătăi în care oricând pot să degenereze în crime. Eu consider că noi încă trebuie să mai lucrăm un pic la mentalitate, astfel încât atunci când nu există gard, dar oamenii știu că nu-i proprietatea lui să nu calce de cealaltă parte, indiferent ce se întâmplă între ei. Este clar, este cert că este un conflict care mă mocnește de fapt de ani de zile. Și să mă ierte domnul Iurie, dar aici râde ruptul de cărchit. Eu vă spun sincer, așa cum o cred eu. Nici domnul consilier în cauză nu poate să fie mândru cu autobiografie strălucită, cred că ca nici dumneavoastră. Sunt unii momente, cum a spus și colega, că de fapt el v-a agresat cumva, în cazul dat, poate să fie o agresiune mult mai gravă ce ține deja, putea dosar penal cumva aici miroasă, nu prea bine, dumneavoastră ați făcut careva încălcări în adresa lui, poate mai puțin grave. Mie mi este foarte interesant, de fapt, să văd finalul acestui conflict, poate cumva am să documentez mai pe viitor, să chiar este o fază foarte interesantă. În rest, vă doresc cumva și doresc, de fapt, întregul popor să ne schimbăm un pic mentalitatea, să nu ajungem la astfel de cazuri, pentru că sunt mult prea neplăcute. Forță și curaj. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.